Bă, vă plac banii? Hai că azi împărtășesc cu voi cum să faceți niște bani, chiar dacă lucrați, să mai faceți ceva extra pe lângă. Și acest ceva extra pe lângă nu e deloc neglijabil. Nu vă vând nici panouri și nici reclame la păcănele. Fiți atenți! <laughs> Presupun că toți aveți Facebook, da? Vă recomand să vă mutați profilul de Facebook pe profesional, să nu fie pe privat, să fie pe profesional, să fie public, să intre toată lumea. Și să începeți să vă învățați cu camera și să postați. Sunt sigur că aveți hazul vostru. Și eu am hazul meu. Nu mi-l halește toată lumea, dar cine mi-l halește e aici alături de mine. Ei, începând să te înveți cu camera și să postezi, nu neapărat haz, poate să fie știri, poate să fie dramă, poate să fie suferință, po -po postează ce vrei tu, bancuri și așa mai departe. Trebuie să scapi și de chestia aia cu ce o să zică lumea, știi? Că întotdeauna nu știu ce a zis lumea, dacă ai făcut foame sau nu. Ideea este că poți să faci un venit frumușel pe lângă salariu, în funcție de cât de mult te implici. Și fiți atenți, după ce ai făcut pagina publică și faci 10.000 de urmăritori, Facebook-ul te invită el să iei parte la uh, promovarea reclamelor, să accept să pună reclame sub filmulețele tale sau peste filmulețele tale. Și așa o să ți apară cu si dashboard, da, să vezi uh, ăsta, dashboard-ul la tine și când apeși pe el ți apare analiza contului tău. Câți au venit în ultimele 28 de zile, da, jos acolo unde e încercuit cu portocaliu, la monetization, la monetizare, când apeși pe el, Îți apar chestiile astea. La staruri poate să-ți dea lumea bă, niște emoticoane cu bani, cu puncte, sunt foarte mici, dar îi ați on reels. Da? Reels-ul e ăla de 90 de secunde, faci un filmuleț și îți bagă niște reclame de desubt, în funcție de filmulețul, sau automate astea, nu ți le alegi tu, ți le bagă ei automat, în funcție de filmulețul pe care îl pui. Eu la Adzon Reels, luna asta, am făcut 224 de dolari și e încă creștere până la 1. Da? Suntem până la 24 septembrie, ăștia sunt banii. Până la 1 octombrie va mai crește. Te duci înapoi și intri pe InStream Ads, aici unde e încercuit. Și aici la fel mi-au făcut, mi -au făcut, trebuie să-mi facă plata, 626, tot la fel până pe 24, e în creștere, Ad, Ads on Reels uh, se pun la alea de 90 de secunde și in stream Ads la filmulețele de peste un minut jumătate, de peste 90 de secunde. Începutul este greu pentru toată lumea și dacă te duci la un loc nou de muncă, este greu până înveți rutina de acolo și ce ai de făcut. La fel e și cu camera. Până te înveți cu camera, până începi să faci tu videori, până se adună lumea. 10.000 de urmăritori nu se fac atât de greu dacă postezi 3-2-3 filmulețe la zi, îți vin cam 1.000 de urmăritori la 2-3 zile. Puneți mâna, bă, fraților, și puneți-vă un pic minte la contribuție. Este loc pentru toată lumea. Ceea ce fac eu nu poți să faci tu și ceea ce faci tu nu poți să fac eu. Dar asta spun. Fiecare e unic în felul lui și ăștia care aveți conturile mari deja pe Facebook și nu sunteți monetizați, faceți ceea ce v-am spus și o să mulțumiți. Vă pup și să aveți o zi mișto. O să vă spun și despre TikTok, dar e doar pentru cei din diaspora, că în România încă n-au dat drumul la monetizare și atunci mai durează puțin, dar cei din diaspora poate să ia bani pe TikTok din vizualizări. Vă pupă!